tuturor! Eu sunt Vlad Enescu, gazda acestui podcast, iar alături de mine sunt Daria Lupu și Nicoleta Zanfir. Nico, ai putea să-mi spui câteva cuvinte despre tine? Numele meu este Nicoleta Zanfir și sunt elev al Colegiului Spirul Haret din Ploiești și sunt voluntar al Fundației Județene pentru Tinerii din Prahova și voluntar SMURD. Mulțumesc, Nico! Daria, ce activități vrei să ne prezinți astăzi? Eu sunt, în primul rând, student în anul 2 la Facultatea de Drept a Universității din Craiova. Sunt secretarul general al Fundației Județene pentru Tineret Prahova. Sunt membru fondator, președinte fondator al Rotaract Ploiești CEZ și fapt permanent al comunității LNU din Prahova. Pe lângă toate acestea, tu ai urmat un liceu. Care este acesta? Da, am terminat Colegiul de Arte Carmen Silva din Ploiești pe arhitectură și design. Dar am făcut tot ce se poate. Am făcut 12 ani în acel colegiu, așa că... Și ai urmat toate specializările sale, adică da, de la desen la muzică? Da, am făcut muzică, am făcut pian, pictură și am terminat arhitectură. Și te-a ajutat cumva și în activitate de voluntar la filarmonică? Cu siguranță. Dacă nu știam pianul mai departe, probabil că voluntariatul la filarmonică pentru mine ar fi fost ceva străin, având în vedere că totul acolo este despre muzică. Și de acolo a plecat povestea ta cu voluntariatul? Da, cu siguranță. Da. Am început la filarmonică, am făcut 4 ani de voluntariat activ în acea instituție și... Mai departe am cunoscut oameni și am intrat într-o lume a voluntariatului din care nu cred că voi ieși vreodată. Mulțumesc. Nicoleta, povestea ta cu voluntariatul, cum a început? Eu am început activitatea mea în voluntariat în mai 2022 la asociația, nu, în mai 2021 la Asociația Tinerii Voluntari din Valea Călugărească, acolo mi-am deputat eu activitatea. Iar pe urmă am luat contact cu Fundația Județeană unde îmi desfășor în continuare activitatea. Și pe parcurs am descoperit și voluntariatul la SMURD, unde mă implic constant atât în intervențiile pe autospecial la SMURD, cât și în maratoanele resuscitării. Ce înseamnă mai exact voluntar la SMURD? Deoarece mulți tineri acum ar putea fi tentați, cum ar fi și Crucea Roșie, care oferă programe de voluntariat. Ca voluntar la SMURD există două opțiuni, din câte știu eu, momentan, adică pentru prim ajutor. Dar cât și pentru stingere. Eu am făcut doar, și sunt două cursuri, un curs pentru prim ajutor și un celălalt pentru stingere. Eu l-am făcut doar pe primul, pentru prim ajutor. Este un curs de o lună, unde îți, practic, însușești niște însușiri de prim ajutor și, pe urmă, ai intervenții pe autospecială. Și iei tot felul de intervenții pe care apar pe parcursul zilei. Ai recomanda unor tineri să urmeze această carieră, deoarece este un început de carieră pe partea de pompieri? Deoarece acolo se încadrează, nu? Da, practic cei care termină școala de subofițeri Pavel Zăgănescu au opțiunea de a fi paramedici și astfel se leagă cu o latură al medicinei, practic pentru cei care sunt interesați de această latură, dar nu sunt dispuși să urmeze cei 6 ani în medicină. Aceasta este o opțiune foarte interesantă, mai ales pentru că îți oferă oportunitatea de a vedea cu ce se mănâncă această meserie și să vezi ce presupune. Da. Mulțumesc. E o ocazie unică de a fi voluntar SMURD, dar pe lângă toate acestea, activitatea ta, din ce știu, nu este doar pe parte de ajutarea omului. Te-ai implicat în anumite proiecte, cum este cel Friendship is in Your Hands, care este un proiect anti-bullying în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție. Ce poți să ne spui despre el, deoarece de la SMURD, la ajutarea copiilor din școli generale, e o mică diferență? Pentru mine acest proiect anti-bullying înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că eu când am fost în gimnaziu am fost victima bullying-ului și voiam să văd cum am putea noi în prezent să combatem acest fenomen, pentru că nu consider că este unul normal printre pe care ar trebui un copil să-l resimtă. Și am luat legătura cu inspectoratul și am fost în școală și am discutat caz la caz cu fiecare copil și am încercat să le explicăm ce înseamnă fenomenul de bullying și să încerce și ei să repereze cazurile de bullying și să aibă curajul, că asta e cel mai important, să aibă curajul să alarmeze faptul că s-a întâmplat. Da. Daria, tu ai fost în partea de coordonare a acestui proiect. Ce puteți să ne spui despre alte proiecte coordonate de fundație, cum ar fi Gala Tineretului, care a fost unul dintre cele mai mari evenimente care am implicat toți trei? Sunt proiecte extrem de curajoase. Fundația Județeană pentru Tineret are pe umeri un proiect extraordinar, și anume proiectul Ploiești Capitala Tineretului, da, din 2024, un co-management cu primăria
municipiului Ploiești. Este atât Gala Tineretului Prahovean, cât și ceea ce înseamnă anti-bullying și alte evenimente pe care noi le punem în scenă pentru tineri, așa cum este și cel în care se va întâmpla astăzi cu Monarhia și alte evenimente pe care noi le dezvoltăm și le avem în plan. Cele 366 de evenimente din anul 2024 sunt toate proiecte curajoase care necesită foarte multă muncă, extrem de multă implicare, cunoaștere, acel know-how pe care toți îl vrem să-l atingem și să-l dăm mai departe, leadership, resurse financiare, bineînțeles, și foarte, foarte multă voință. Pentru noi este extraordinar că avem susținere din mai multe părți, dar este și mai important faptul că noi avem, să zic, resursă nelimitată de curaj și de ambiție pentru a duce toate proiectele la bun sfârșit. Ce avem noi în momentul de față este spiritul acela de om care vrea o schimbare, exact. Tânăr, obosiți, neobosiți. Momentan mai avem putere, când am ajunge noi în administrație mai durează, da, dar pe partea de administrație a fost un proiect reprezentant pentru o zi în care am văzut că și tu, Nico, și eu ne-am implicat. Tu ce funcție ai avut mai exact? Eu am participat la acest proiect și în prima ediție, anul trecut, în 2022, la primăria Urlați, unde am fost primar pentru o zi, iar anul acesta am decis să fiu primar pentru o zi, mi-am depus candidatura pentru primăria comunei Aricești Rativani, pentru că am vrut să văd și cum este să fii primar în mediul rural. Da, eu am avut funcția de primar al municipiului Ploiești și pot spune că este o diferență, din ce am înțeles, la nivelul Ploieștiului, dintre cartiere, și această diferență cred că ar fi și între mediul rural și urban, deoarece Urlați este un oraș, Aricești Rativani este o comună și, cum ai zis și tu, pot fi discrepanțe ale intereselor tinerilor. De exemplu, în Ploiești a fost probleme ale tinerilor reprezentanți chiar, deoarece alături de mine au mai fost doi tineri care aveau interese complet diferite, de la fotografie, la public speaking, voluntariat, și consider că prin acest proiect s-a putut oferi oportunitatea a cât mai mulți tineri să vadă în first hand activitatea administrației publice, și cred că ar fi important să oferim pe viitor acest proiect viitorilor generații. Dar ia, pe partea de administrație, la un nivel un pic mai larg, și în evenimentul de acum două zile care a fost Ploiești la Parlament, ai vorbit ambelor camere ale Parlamentului, atât în Senat cât și în plenul Camerei Deputaților. Cum ai putut? Cum am putut? E o întrebare foarte bună, având în vedere emoțiile pe care le-am avut în ambele părți. Pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în plenul Camerei Deputaților a fost o experiență unică și mă bucur din suflet că s-a întâmplat. A fost, de fapt, un proces simulat de drept internațional, unde am avut ocazia să fiu un avocat al apărării. Procesul a fost despre Holocaust. Bineînțeles, cum am putut este o întrebare destul de complicată, pentru că pe cât de simplă pare și pe cât de simplu ar părea răspunsul, emoțiile sunt foarte mari. E o pregătire foarte mare înainte, dar ceea ce s-a întâmplat acum două zile cumva mi-a dat acest boost de încredere, pentru că voluntariatul în sine este o dezvoltare personală și la întrebarea cum am putut, răspunsul este prin voluntariat. Doar prin voluntariat? Partea ta de pregătire, deoarece ești în al doi la drept, nu te-a ajutat puțin în... Ba da, asta bineînțeles, există cursuri de oratorie, de filozofia dreptului, unde înveți foarte multe și poate că acest public speaking l-am învățat cel mai mult din facultate, dar voluntariatul este baza în tot. Și în cadrul întâlnirilor la Camera Deputaților, nu ai avut ocazia și prin forumul studenților de pretutindeni? Ba da, am fost moderatorul Comitetului de Justiție din anul 2022. Am moderat o dezbatere pe o temă pe care eu am ales-o, și anume accesibilitatea la drepturile fundamentale ale omului și combaterea discriminării și a egalității de șanse, care este o temă extrem de amplă și care necesită foarte mult timp de dezbatere, iar într-o săptămână pot să spun că a fost cel puțin interesant. Deci ai putut capta atenția unor studenți timp de o săptămână pe această temă? Da, bineînțeles, dar nu știu dacă a fost neapărat
ce am reușit eu să fac ca moderator, cât voința lor pentru a pune în dezbatere niște subiecte. Și în momentul de față, toți studenții de la universitățile din România pot participa la acest forum? Cu siguranță, atât studenții din România, cât și din alte părți, pentru că despre asta este vorba la studenții de pretutindeni. Cum a zis și colegul nostru Antonio, săptămâna trecută, activitățile studențești au o altă amploare față de cele ale elevilor. În momentul de față, acum o zi, două de Ziua Europei, ai fost și tu cu anumite steaguri, cele 27 de steaguri și Ploiești Capitala Tineretului, respectiv al Europa. Cum ai ales steagul Ploiești Capitala Tineretului? Trebuie să spun că eu am vrut să duc steagul Greciei. E o discuție mai amplă. Între steagul Greciei și steagul Ploiești Capitala Tineretului este o legătură sensă, pentru că amândouă au o legătură cu mine. Pentru mine ambele au însemnat mare parte din voluntariatul meu, iar Ploiești Capitala Tineretului am ales să-l duc cu accept, bineînțeles, pentru că am fost în echipa care a prezentat la Cluj Ploiești Capitala Tineretului în fața juriului. Da, la Cluj a fost o experiență unică la care a participat și Nico. De altă parte, tu ai fost în partea de coordonare, ea pe partea de voluntar. Cum poți descrie experiența de voluntar în cadrul formului tinerilor Rădăcini 7.0? Practic, tema de la Rădăcini 7.0 a fost sustenabilitatea și noi toți voluntarii am luat parte la activități legate de sustenabilitate și ne-au fost prezentate într-un mod non-formal. Într-un mod non-formal ne-au fost prezentate niște informații necesare și am luat parte și la niște discuții tip TED Talks foarte interesante, susținute de Banca Națională a României, parcă a fost. Da, sunt anumite entități care se implică în aceste întâlniri ale tinerilor, dar cred că cel mai important a fost prezența formatorilor din partea Agenției Naționale, a Fundației Naționale pentru Tineret, tineri cu inițiativă din alte județe, orașe. În faza finală, ajungând mai multe orașe, ați avut ocazia de a vă întâlni cu tineri doritori de acest titlu, dar ghinion e al nostru. Momentan consider că Ploiești Capitala Tineretului a ajuns unde trebuie, dar pe parte de prezentare, ce reacție ați avut când a câștigat Ploiești Capitala Tineretului titlul? Noi practic în cele 3 zile am luat parte la activități și toți discutam cu cei de la Vaslui și cei de la Oravița și era acea discuție cine o să câștige și noi ne uitam la unii la ceilalți și nu știam ce să spunem, pentru că nu aveam de unde să știm. Noi considerăm că Ploieștiul trebuie să câștige, pentru că e un titlu pe care îl merităm, pentru că avem tineri implicați și avem o comunitate foarte frumoasă și acesta este doar începutul, consider. Daria, ce reacție ai avut, mai ales în echipa restrânsă de 5 oameni? La mine se vede pe videoclip, pe live se vede ce reacție am avut. A fost o emoție fantastică pe rândul nostru, rândul Ploieștiului. A fost mai ales pentru că era presiunea aceea pe care am dus-o în ziua prezentării. Și a fost un titlu bine meritat, aș spune, pentru munca din spate. Noi știm bine, am început munca pentru acest titlu din anul 2017 și cu siguranță era momentul ca Ploieștiul să-și revendice recompensa pentru această muncă, pentru ca tinerii din Ploiești să se poată bucura de acest titlu. Tu ai participat de asemenea la Târgu Jiu, la acceptarea titlului de Capitala Tineretului a orașului Târgu Jiu pentru anul 2023. Cum crezi că o să fie a noastră mai bună, mai frumoasă sau, să sperăm că nu, mai rea decât acordarea titlului la Târgu Jiu? Nu știu dacă există un termen de comparație între orașe, așa cum în general nu se poate compara o capitală cu altă capitală, pentru că resursele sunt diferite, oamenii sunt diferiți și atunci faptul că suntem capitale ale tineretului nu ne acordă neapărat nu suntem neapărat pe un picior de egalitate. Și atunci nu putem compara.
Pe de altă parte, cred că o să fie extraordinar pentru că noi ne-am început munca pentru acest titlu și noi suntem capitala tineretului din 2024, încă din 2022. Și da. Noi facem evenimente sub egida capitalei, chiar și anul acesta este un an plin de evenimente și atunci cred că o să fie un eveniment în care o să dăm fericirii un alt sens. O să avem o nouă motivație, o să preluăm titlul și vom face ceea ce am promis că vom face. Deci ceremonia de primire a titlului, ți se pare că va fi una grandioasă sau doar fericire între toți tinerii implicați în proiect? Eu sper că va fi una grandioasă pentru că vom încheia un an plin de evenimente și vom începe unul cu adevărat plin de evenimente, da? 366 de evenimente pentru că am avut norocul ca anul 2024 să fie un an bisect. Și atunci preluarea steagului de la Târgu Jiu o să fie ceva, sper eu, grandios. Deci putem zice asemenea Jocurilor Olimpice cu torța care se trimite din Grecia până la țara gazdă. Noi o să putem face un fel de cross de la Târgu Jiu până la Ploiești. Dacă doresc voluntarii putem merge chiar pe jos, ar fi o idee. După Crăciun ar fi niște evenimente foarte frumoase. Ocazia sărbătorilor pascale, s-au întâmplat anumite evenimente în oraș pe care dori să le menționați, deoarece momentul de față, în luna mai, nu sunt sărbători. Sunt doar zile festive, Ziua Europei, Ziua Independenței și nu este nimic care să le aducă oamenilor neapărat o fericire, deoarece nu mulți oameni consideră aceste zile unele importante. De ce? În primul rând, în luna mai se desfășoară Săptămâna Voluntariatului și astfel tinerii au ocazia să ia parte, să ia contact cu lumea voluntariatului și nu doar la activități practice, cât și la activități culturale, astfel pot învăța lucruri noi. Spre exemplu, pentru Ziua Monarhiei, pentru la tineret, da. La Casa Tineretului Prahova, în seara asta. Da. De asemenea, avem și Zilele Orașului Ploiești. Această lună, pe 19-20-21, unde alături de administrație vom desfășura anumite evenimente, de la treasure hunt-uri, la cross, la anumite workshop-uri de diplomație, un pic înainte, dar este posibil să aibă un impact destul de important asupra zilelor orașului pentru a crea o comunitate unită și în cel mai important rând a ne pregăti titlul de capitală a tineretului. Așa, dar fetelor, vă mulțumesc și noi ne putem vedea data următoare. Mulțumesc!